Aceștia obișnuiesc să împartă căni. În tradiție se vorbește despre cânile din Joia Mare, colaci și apă. Se spune că este bine să se dea toate acestea peste mormântul celui care le primește. Am stat de vorbă cu etnologul Pompiliu Ciolacu și ne-a dezvăluit câteva dintre tradițiile care se mai păstrează în Joia Mare. An de an obiceiurile noastre se sting și e păcat, dar unele au rămas peste timp, în sensul că în ziua de Joi Mari, întotdeauna femeile în special dau de pomană câte o cană, în ultimul timp cu vin, care reprezintă de fapt sângele Domnului și pentru purificarea celor care sunt duși în lumea celor drepți. În Joia Mare se săvârșește denia celor 12 evanghelii. În timpul acestei slujbe, unele femei fac 12 noduri pe sfoară sau ață, unul după fiecare evanghelie, punându-și dorințe. În unele regiuni, nodul respectiv se desface după ce dorința a fost îndeplinită, iar în altele se desface la vreme de încercare, rostindu-se o rugăciune pentru rezolvarea unei probleme. Fetele nemăritate mai obișnuiesc să își pună șnurul înnodat sub pernă ca să-și viseze ursitul. Fetele de aceea scorneau, dacă vreți, sau inventau anumite lucruri pentru binele și bucuria sufletelor lor. De aceea, pe o bucată de ață, făceau 12 noduri și în momentul când fiecare dorință se îndeplinea, desfăcea câte un nod pentru satisfacția lor sufletească, dacă vreți. De asemenea, de multe ori, femeile la biserică puneau la fiecare slujbă câte un nod, acestea reprezentau, de fapt, cele 12 noduri ale evangheliștilor. În calendarul credinței, datinilor, obiceiurilor și tradițiilor din Gorj, Alexandru Doru și Valentina Șerban au notat câteva dintre tradițiile care încă se mai păstrează în județul Gorj. În Fărcășești, de exemplu, înainte de denia de joi, se puneau în biserică 12 ouă roșii și erau lăsate acolo până în dimineața de Paște, când cel care le-a adus le lua și le îngropa în mijlocul moșiei și la cele patru colțuri ale locului, în credința că vor fi recolte ferite de grindină. La denia de joi, lumea îngenunchează de 12 ori, fiindcă se citesc 12 evanghelii. După isprăvirea fiecăreia, țârcovnicul stinge câte o lumânare din cele 12 aprinse. Femeile au la ele o sfoară și la sfârșitul fiecărei evanghelii fac câte un nod pe sfoară. La sfârșitul slujbei sunt 12 noduri, cu ea se încingeau copiii bolnavi de friguri și femeile însărcinate când nu puteau să nască.